slăvitul împărat, la pământ o cugetat și-a luat a noastră firele lui Domn să ne aducă mântuire. Și-o venit cocon micuț lui Domn și adoarme-n Domnul Sfânt când s-a întrupat, n-o ales vreun neam bogat, n-o vrut fala regilor lerului Domn, o vrut ieslea vitelor, n-o vrut ciste nici putere lerului Domn, ci a maicii mângâiere. Și tot anul pruncul sfânt vine iară pe pământ. Cine vrea să-i calce-n prag lerului Domn, margă-n casă de sărac. Și ca magistele sfinte lerului Domn, ducă-i daruri primenite. Noi umblăm și colindăm, plată gazdă nu luăm, plata-i numai bucuria lerului Domn, că a s-o născut Mesia. Și din sfânta-i bunătate lerului Domn, aibă azi tot omul parte. Și cu sufletul milos, Dumnezeu fie cu tine, lerului Domn, în tot anul care vine. Mulțumesc și sărbători fericite! Domneștiul Argeșului este reprezentat în acest spectacol de o tânără care iubește din suflet România, prețuiește folclorul și tradițiile, meșteșugurile și obiceiurile strămoșești. Luiza Gegiu! Bună ziua, dragi piteșteni, bine v-am găsit! Dacă până acum am ascultat colinde, acum vreau să vă invit să ascultăm un cântec popular puțin mai ritmat. Foaie verde, flor de
Vă mulțumesc, vă doresc sărbători fericite și să ne întâlnim cu bine și anul viitor. A venit special de la București pentru această întâlnire cu publicul argeșan și ne propune spre ascultare un colind și un cântec popular din zona Munteniei. Maria Dârvaru! Bună ziua, bine v-am găsit! Să vă doresc sărbători fericite, un an nou fericit cu bucurii și realizări și să ne mai vedem și anul viitor la asemenea spectacole frumoase făcute de domnișoara Ioana Anton. Mulțumesc frumos! Și acum să-mi spună cineva dacă v-a pus mama la țesut. Nu, nici pe mine nu m-a pus. Și mă întreabă ce-am lucrat. Se întoarce pe înserat și mă...
și-am lucrat sănătoși, la mulți ani, anul nou să vă găsească cu sănătate și cu bucurii în case. Artiștii argeșeni sunt dornici de afirmare și tocmai de aceea marchează cu prezența fiecare eveniment muzical. În aplauzele dumneavoastră la Nai, Valentina Rădoi și mai apoi Florina Lițiu. V-am găsit, vă urez sărbători fericite!
minciuna după ce te-au folosit. Tot pe tine te-au lovit, pentru ei de s-ar putea să le dai și viața ta. Să se bucure cu tine atunci când îți este bine, la necaz să-ți fie aproape, să te ajute dacă poate. Omule, nu mai fi trist, de la Dumnezeu ți-e scris să fii bun cu toată lumea și să ierți ușor minciuna după ce te-au folosit. Tot pe tine te într-o zi când vei pleca, averea nu o vei lua. Tot ce în viața ai adunat, pe pământ tu ai lăsat. Omule, nu mai fi trist, de la Dumnezeu ți-e scris să fii bun cu toată lumea și să ierți ușor minciuna după ce te-au folosit. Tot pe tine te Vă mulțumesc! Din punct de vedere etimologic, termenul colindă este de origine latină și provine de la termenul calende și înseamnă a vesti. Astfel, poporul român este printre singurele popoare care vestesc minunea întrupării Fiului lui Dumnezeu, exprimată atât de blând în diferite forme artistice. Fiind un obicei străvechi, se consideră că primii colindători au fost păstorii care au venit la peștera unde s-a născut pruncul Iisus. Datorită transmiterii acestui mesaj, se poate considera colindul ca fiind sfânt, el aducând bucurie, starea de bine în lume, între oameni. Tot cu bucurie în suflet, interpreta de muzică populară, Corina Turcu, a imprimat două colinde special pentru acest spectacol, ce are loc în centrul Argeșului de poveste, la Pitești. Corina Turcu! Bună ziua și bine v-am găsit! Vreau să vă doresc un an cu multă sănătate, cu bucurii și cu liniște sufletească, alături de cei dragi dumneavoastră. La mulți ani! Gosto.